Județul Hunedoara va fi reprezentat la Jocurile Mondiale Special Olympics, care vor avea loc în perioada 17-25 iunie la Berlin, la competiția dedicată persoanelor cu dizabilități intelectuale. Vor participa peste 7.000 de sportivi din 190 de țări, care vor concura la 26 de discipline sportive. Sunt implicați 20.000 de voluntari și sunt așteptați 300.000 de vizitatori, iar delegația României este formată din 31 de sportivi și 16 antrenori, inclusiv din județul nostru. Suntem tare bucuroși că în acest an la Jocurile Mondiale Special Olympics, care se vor desfășura la Berlin, avem reprezentanți ai Clubului Sportiv Decebal Deva. O avem pe Popa Carina, sportiv, brav sportiv, să spun așa, și cojocarul Paula, elevă în clasa a 11-a la Colegiul Național Decebal din Deva, echipa antrenată de domnul profesor Cristian Bauman, profesor al școlii noastre, echipa de sport unificat tenis de masă face parte din lotul național al României, alături de alți 29 de sportivi antrenori care vor participa la Berlin. Trebuie să știți că mai bine de un an, în cadrul Clubului Sportiv Decebal Deva, fac sport și participă la competiții tineri cu dizabilități intelectuale, antrenați de către profesori ai Colegiului Național Decebal din Deva, profesori voluntari. Sunt două fete deosebite și deja eu le privesc ca două surori și se comportă ca atare. Le-am spus să meargă liniștite cu sufletul deschis la Berlin. Este o bucurie, este o onoare și o experiență unică și mai mult ca sigur va fi de neuitat pentru ele. Ce sport faci tu? Tenis de masă. Îți place să faci sport? Da, îmi place. Te ajută în viața de zi cu zi să faci sport? Da. Carina ne-a spus că pleacă la Berlin. Dacă se poate să ne spui în mai multe cuvinte ce se întâmplă la Berlin, pentru că tu o vei însoți, am înțeles. Da, așa este. Este sportivă pe sportul tenis de masă. Iar eu sunt partener unificat la Jocurile Mondiale Special Olympics, care se vor desfășura la Berlin între 17 și 25 iunie. Împreună vom merge să reprezentăm România alături de alți 29 de sportivi și 16 antrenori, reprezentând lotul național. Ce înseamnă să fii partenerul unui copil special, unui tânăr special? Fiecare are rolul lui. Carina va juca împotriva unei persoane cu dizabilități, iar eu voi juca împotriva unui partener unificat, iar împreună ca o adevărată echipă vom juca la dublu împotriva unei alte perechi.